te cheamă? Pe mine? Da. Iancu. Tu locuiești pe stradă sau? Pe stradă, da, da. De cât timp? Din 2018. Ce s-a întâmplat? Probleme de familie. Stau la zâmbă noapte. La Gutenberg? Și cum e acolo? E bine. Muncă? Muncești? Ce va face? Sunt bolnav. Ce ai? Am tijă în picior și în mână. Ce s-a întâmplat de a avut accident sau de ce? Am avut un accident când mergeam în Ungaria, știți, la lucru. Uh-huh. Am avut un accident de mașină grav și atunci mi-am băgat tijă și în picior și în mână. Și nu mai ții legătura cu familia asta, ajută? Mai vorbesc, vorbesc. Uh-huh. Te mai ajută sau nu? Mai vorbesc, acum, mai cum mă ajută, cum. Și dacă vorbești cu ei și nu te ajută și ce așa e bine. Soție, copiii, nu? Pe care, divorțat. Cauza la bani. Și copii ai sau? Un copil am, cu maică s acolo. Uh-huh. Dar ei au unde să stea, nu? Sau? Ei nu sunt din oraș de aici. Din alt oraș, din Timiș. Nu m-am de unde o întreține. Da, dar nu, asta nu contează neapărat. Nu? Contează pentru ea? Bineînțeles. Contează să reții familia pe primul lucru. Da, dar de exemplu dacă acum ea ar trebui să te întrețină pe tine că ai probleme. Dacă te căsătorești cu cineva, e la bine și la rău, nu? Și tu cum ai ajuns în Oradea? Eu sunt din Oradea. De aici te-ai născut? Ok. Și cum faci? Pentru mâncare ce faci? Pentru mâncare? Da. Ce să fac? Primesc de la unul, de la altul, de la prea. Ai fost la școală, nu? Ai făcut ceva? Am făcut două clase. Eu am vrut. Mm-hmm. Să stea, să lucreze și să stea alături de biserică și să se roage. Ești credincios? Da. Ce religie sau ce confesie? Ortodox. Nu se știe dacă se mai întâlnea și om cu om acolo în cerul, dar credința bine. Un pic aici în partea asta și în partea asta să nu va toată bine. E bine, mulțumesc frumos. Cum mă numesc? Daniela, mă numesc. Mulțumesc frumos. Doamne ajută-vă. Și ție. Thank you for listening to Iancu's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it at purpleedits.com. I hope to see you again next week.